Noi călătorim prin cartea Apocalipsa. N-am înțeles de ce m-ați chemat pe Apocalipsa. Eu am fi ales o carte mai ușoară. Dar cartea Apocalipsa se nu de urechile când o citești. Și dacă asta v-a fost dorința, cu asta am venit. E o bucurie pentru mine să recitesc cartea Apocalipsa și să mă bucur de descoperirea lui Isus Hristos pe care a dat-o Dumnezeu să arate robilor săi lucrurile care au să vină în curând. Și este una din cărți, discutam pe mașină, care Pare să adune toată scriptura. Este ca un zip pe care îl ai și când folderul se desface și adună tot Vechiul Testament în ea, această carte nu la întâmplare încheie Revelația lui Dumnezeu. Dar n-am să repet toate sesiunile din zilele trecute, ci aveți tema înaintea dumneavoastră. Unde este Dumnezeu când copiii lui trec prin suferințe? Cu opt ani în urmă, am pierdut pe fiul meu la 36 de ani. Era mâna mea dreaptă. Și el conducea fundația. Și vine acasă într-o lună seara. Toate familia era adunată la o la altă. Noi aveam de zeci de ani, aveam studiile de la 6 la nou împreună cu studenții, într-o biserică din Cluj. Și când îi văd pe toți la ora 10 în cameră, mi-am dat seama că ceva nu e în ordine, era liniște și tăcere. Îmi las și eu lăduția jos și intru în cameră și pe urmă aud vestea, am cancer. Wow! Am stat, am plâns, ne-am rugat și aud pe ginerele meu zicând, doare cine e următorul? Tocmai trecuse soția frate, fiului meu mai mare prin cancer și o sărbători ziua, vineri, seara, sâmbătă, patru medici au dat verdictul metastaze în ultima stadiu. Ea trăiește prin Domnului și am nădăjduit ca și Filip să trăiască. Dragii mei, când Domnul Iisus a zis, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cer rău, toți inspirăm același aer poluat, mâncăm aceeași mâncare plină de euri, bem aceeași apă, dragii mei, care din ce în ce mai multe de pesticide și de toate celelalte, trăim într-o lume în care accidentele sunt la fiecare pas și mă întreb, unde i Dumnezeu? Mă bucur să citesc Vechiul Testament și să văd că Dumnezeu îl ia pe Israel și îl așează în Gosen, în Egipt. Și când vin urgiile, vin peste ei, nu peste noi. Și de foarte mult Evanghelia pe care noi o propovăduim sună cam așa, e foarte triumfalistă. O, noi avem un Dumnezeu, trecem prin foc, El poruncește leilor. Tocmai am cântat cântarea, nu așa? Și când colo, când mergeam la spital să stăm 24 de ore cu fiul nostru, nu era salon la hematologie în care să nu fie un creștin. Nu era salon. Unde este Dumnezeu când copiii lui trec prin suferințe? Light motivul cărții, atunci când răsfoiești, mai ales primele șapte scrisori, se termină fiecare scrisoare cu cel ce va birui sau celui ce va birui. Când auzi o astfel de afirmație, îți dai seama că ești pe un câmp de luptă. Că dacă n-ai un război înaintea ta, dacă n-ai o luptă înaintea ta, biruința nu are absolut nicio sens. Dacă ești la soare, pe plajă, nu trebuie să biruiești nimic, decât ispitele eventual care îți trec prin minte. Dar aici bătălia este cumplită. Și de aceea, pe câmpul acesta de luptă, provocarea pe care împăratul o face ostașilor lui și niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l scris la oaste. A fi creștin înseamnă a fi înrolat, dragii mei. A fi creștin înseamnă a fi în război și Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Când te pornești pe urmele lui, așteaptă de la toate atacurile care vin împotriva ta. Noi nu suntem în vacanță, nu suntem în concediu, noi suntem în război suntem în război, dragii mei. Și zile trecute auzeam pe un tate care avea patru fii trimiși în fâșia Gaza. Și l-a întrebat reporterul, de ce da, mă doare pentru ei, dar dacă noi nu luptăm, ce mai rămâne de noi, da? Imaginați-vă, plepa în spiritual, lucrurile acestea. Suntem în război, pe urmele celui ce a venit să nimicească lucrările diavolului și de aceea atacurile vin asupra noastră. Oamenii cred că dacă se botează în sfârșit, nu, 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 abia atunci începe. Abia atunci începe frământarea și lupta. Uitați-vă la cartea Apocalipsa. Eu n-am să o reiau toate, dar aveți toată structura înaintea ei. În capitolul 1 aveți o introducere, o triplă introducere, profetică, epistolară și apocaliptică, despre asta am discutat <coughs> în zilele trecute, în miezul cărții avem șapte biserici, șapte scrisori, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Este ca și cum biserica, <coughs> este la adunarea generală și cel care o prezidează este Hristos cel înviat. Și înaintea lui totul este gol și descoperit, dragii mei. Nu te poți ascunde de el și el trece în revistă lucrurile bune, lucrurile rele. Și el cheamă bisericile la biruință. Cheamă bisericile la biruință. Deci în miezul cărții, acumul, prezentul profetic, celor cărora le este adresată cartea, nu suntem noi, sunt ei atunci acolo. Dar observați pe coloana din dreapta, aveți toată partea complicată, tot culoarul profetic într-un fel, în care Duhul lui Dumnezeu deschide perspectiva asupra cerului, pământului, asupra luptei spirituale și mai ales când ajunge în capitolul 13 și balaurul de puterea lui fiare întâi, se ridică fiara a doua, se năpuștește împotriva lui Israel și apoi împotriva bisericii. Cum să spui că suntem în concediu? Nu. Deci, toată cartea Apocalipsa, vorbește despre perioade complicate și dacă v-aș aduce aminte doar de epistola lui Petru, care o scrie diasporei din aceeași zonă, dragii mei, din secolul I, zice, nu vă mirați de încercarea de foc care a venit peste voi ca de ceva ciudat care a venit să vă încerce. Din potrivă, asta este realitatea în care noi trăim. Dar atunci când este greu și când treci prin suferință și toți suferim într-un fel sau altul, unde este Dumnezeu, de ce nu intervine pentru copiii Lui? De ce Dumnezeu nu zice nimica? Dați-mi voie să trec în revistă doar cele șapte biserici, să scot în evidență tocmai această încleștare și frământare. Biserica din Efes. Mulțumesc, Cristi! Ostenială, răbdare, suferință din pricinea numele Lui Isus, încleștare cu erezie. O Ostenială, suferință, răbdare bătălii dinăuntru, bătălii din afară, de afară prigoană, dinăuntru, prorocii mincinoși, cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, smirna. Necaz, sărăcie, jocuri <coughs> din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga a satanei, suferință, temniță, posibil moarte. Biserica lui Hristos? Pergamă. Peroarea scaunului de domnie al satanei suferință, martiraj, asaltul ereziei nicolaiților. Știu unde locuiești. De afară pericol, dinăuntru pericol. Te atira. Învățătura Izabelei făcuse ravagii în biserică și mulți au ajuns să cunoască adâncimile satane. Imaginați-vă o predică de felul ăsta. E bine să păcătuiești gustă până la fund păcatul. ci te vei bucura extraordinar când te scoate Dumnezeu de acolo. Nu știu ce a predicat Izabela. Nici nu știu dacă o chema așa, dar este o referință la Vechiul Testament, pe vremea lui Ahab, da? Dar <coughs> să îndemn biserica, să cunoască adâncimile satanei și mulți să cadă în plasa ei. Wow, ce vremuri! Sardes. Măști ale fățărniciei trase peste hainele mânjite de compromisul. Îți merge numele că trăiești. Dumnezeu, worship-ul, cântarea este extraordinară. Perșu, îi plin de bani. Ne merge bine, ne schimbăm locația. Toată lumea se uită la noi. Asta, da, biserică. Când am fost aici, erați un pumn de oameni. Vin peste trei ani și nu mai încăpeți și vă căutați un alt loc. E adevărat? Cine să nu dorească? Dar zice, ești mort. Când eram tânăr, eram și eu mai bătăuși. Pe mine mă cheamă Ilie Beniamin. Și numele Domnului te tai în bucăți. În biserică eram dirijor de cor. Știți cum îmi spunea pastorul, Ministrul de război. Da? Ministrul de război. Era un păstor tânăr, venit de la seminar, el m-a botezat și într-o zi mă duc să ies și era la ușă de de-a mâna cu oamenii și când îmi întind de mâna, se uită în ochii mei, zice, sau tu pleci de aici sau eu. Eu mă uit la el și zic, tu pleci. În trei săptămâni era plecat, director la seminarul Baptist din București. M-am întâlnit cu el bătrân, pensionar, era la Sibiu și m-am dus și am zis, Vasile, tu mai ai botezat și l-am luat în brațe. El a zâmbit așa și reț și a zis, a, îmi pare bine că nu te-am botezat degeaba. Îmi pare bine că nu te-am botezat degeaba. Dar în timp ce mă frământam cu nemulțumirile mele într-o biserică sau alta, că de-aia se rup bisericile, Citeam Biblia de un revelion și am ajuns la textul din Sardes. Dragii mei, părerea mea despre o biserică e părerea mea despre o biserică. Părerea lui Hristos despre aceeași biserică e părerea lui. Și când Hristos spune să merge numele că trăiești, dar ești mort, veghează și întărește ce rămâne și asta m-a răstignit. Când Hristos zice că o biserică este moartă, eu mi-aș lua bagajele și aș pleca. Hristos zice, nu, 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 ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Da? Cât ei vor îmbla cu mine îmbrăcați în alb. Celui ce va birui nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, ci îl vor mărturisi înaintea tatălui meu. Dragii mei, elementul ăsta m-a întors și am zis, n-am plătit eu biserica cu sângele meu, l-a plătit Hristos. Și de aceea, de 76 de ani azi mâine, sunt în aceeași biserică. Cu bunele, cu relele, ca și în familie. Până când moartea ne va despărți. De 76 de ani. Părerea lui Hristos. Imaginați-vă câte probleme. Dar dacă mă mut mai departe, la Filadelfia, una din două biserici sunt cele care nu le condamnă, Smirna și Filadelfia. Dar uitați-vă ce spune despre biserica din Filadelfia. Presiuni din partea sinagogii Satanei, suferință luptă pentru a păzi cuvântul lui Isus și a nu tăgădui numele său. Iar Filadelfia, amenințarea unei încercări gata să vină peste lumea întreagă. Da, la odiceea. O, o biserică invadată de materialism, dar din punct de vedere spiritual, săracă, oarbă și goală de roada Duhului și de Hristos. Nenorocit, sărac, orb și gol. Da, se merge bine din punct de vedere material. Nu? Locuiești la Viena, la Cluj. În și ai mult mai multe avantaje și posibilități. Dar observați când citiți cele șapte scrisori, începeți să vedeți ce îl interesează pe Hristos, capul bisericii, Domnul bisericii. Și dintr-o dată toate lucrurile care ne sunt dragi și pentru care ne certăm și ne batem devin marginale. Și începe să ne preocupe ceea ce îl preocupă pe el. Poverile de pe inima lui încep să se încarce pe inima noastră. Șapte biserici în Imperul Roman al secolului I. Prigoană de afară, probleme dinăuntru. Observați, într-o astfel de situație, suferința, prigoana, necazul sunt la ordinea zilei și întrebarea este cu atât mai dureroasă, cu cât crezi mai mult în faptul că sunt bisericile lui Hristos. Unde este Dumnezeu când copiii lui trec prin? Suferințe. În capitolul 4, după ce asistă Ioan la, această adunare, la aceste șapte adunări generale prezidate de Domnul Iisus Hristos, dintr-o dată el se află pe insula Patmos și aude o voce. Suite aici! Și vede că se deschide ușa în cer și el este pur și simplu translatat într-o altă realitate. După aceste lucruri m-am uitat și iată că ușa era deschisă în cer. Glasul cel din tâi pe care l-auzisem, ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis suie -te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. De aici încolo, Ioan este dus într-o altă realitate și în realitatea respectivă, care este realitatea tronului lui Dumnezeu, înaintea lui se deschide perspectiva pe care numai Dumnezeu o are. Dumnezeu este cel ce era, cel ce este, cel ce vine. El este alfa și omega, cel din tâi și cel de pe urmă. înaintea lui Dumnezeu totul este un veșnic prezent, cu alte cuvinte, și ce a fost și ce este și ce va veni. Și când Ioan este invitat în această realitate, această perspectivă se deschide înaintea lui. Dar să vă spun o poveste. Samaria, pe vremea lui Elisei, era în circuită de sirieni și leproșii de obicei erau scoși afară din cetate ca să nu infecteze și pe ceilalți și de bună vreme în cercuirea nu se mai ridica sediul și leproșii nu mai aveau nimic de mâncare și și-au zis unul altuia, mă oameni buni, că murim aici, că murim în tabera sirienilor, tot acolo -i. Hai să mergem să vedem. Și ei pornesc pe drum cu picioarele goale și prin paf și a venit un înger și a pus un microfon la călchile lor și a început să amplifice zgomotul pașilor lor prin praf. Și sirienii au avut impresia că o imensă armată a pornit împotriva lor. Au lăsat totul și au fugit. Și când leproșii intră în tabăra sirienilor, era pustie. Și s-a pucă să mănânce, dragă de s-o teadă. Și unul se oprește, zice, mai noi mâncăm aici de nerupem și ceilalți mor de foame. Hai să mergem în cetate să le spunem oamenilor. Dați-mi voi să translatez povestea în dreptul lui Ioan. Ioan vede cele șapte biserici, vede sărăcia lor, vede, dragii mei, prigoana lor și dintr-o dată este invitat în tabăra lui Dumnezeu, pe ușa care se deschide în cer. Spuneți-mi, cum ar fi fost să găsească cerul Gol. Atunci aș avea un răspuns. Unde este Dumnezeu când copilul, o, doar mi-a plecat într-o călătorie, strigați mai tare, știți povestea cu Ilie și prorocii mincinoși? Unde este Dumnezeu? Și de aceea ce urmează, mi se pare important de priceput. Oare și cerul să fie gol ca tabăra filistenilor și de aceea nimănui nu-i pasă de suferințele noastre și eu și soția mea am strigat la Domnul, dragii mei, că așa cum trăiește Julie, nora noastră va trăi și fiul nostru. Și Dumnezeu a tăcut și nu ne-a răspuns nimic unde-i Dumnezeu când copiii lui trec prin suferință? Capitolul 4, suveranitatea absolută a Lui Dumnezeu. Capitolul 5, strategia cerului în biruința care se câștigă, dragii mei, pe pământ. Dați-mi voie să las textul să curgă. Capitolul 4, suveranitatea absolută a Lui Dumnezeu. Atunci când construim cartea Apocalipsa, pentru că este o carte profetică, cuvintele acestei prorocii, prorocul întotdeauna se adresează oamenilor din fața lui, el nu vorbește în vânt. Și de aceea toate profețiile în interpretarea lor trebuie să plece din prezentul profetului. Dar pentru că el este în spațiul lui Dumnezeu, el vede și trecutul și viitorul. Și profeția poate să alunece până nescaton, până la sfârșitul istoriei. Și de aceea când citești o carte ca asta, trebuie să te oprești la imaginea din capitolele 2 și 3. Au de un glas, se întoarce, vede șapte sfeșnice de aur, în mijlocul celor șapte sfășnice pe unul îmbrăcat în haină de in, descris foarte interesant. Ioan se uită la toate povestea asta. Asta este realitatea care ei se adresează. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o la cele șapte biserici. Cele sunt înșirate, Efes, Mina, Pergam, Atira, Sares, Filadelfia și Laodiceea. Dar noi suntem în capitolul 4, ușa s-a deschis în cer și dintr-o dată el intră într-o altă realitate. Oare de ce după capitolele 2 și 3, cu suferințele și problemele bisericii, primul bloc de text este sala tronului lui Dumnezeu? Sala tronului lui Dumnezeu. Când intră, cerul nu era gol? Vede un scaun de domnie, pe scaunul de domnie ședea cineva scaunul de domnie era susținut de patru făpturi vii, cu ochi pe dinăuntru și pe din afară. În jurul scaunului de domnie erau 24 de scaune de domnie pe care ședeau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe. În fața scaunului de domnie era ca o mare de sticlă, șapte lămi de foc care sunt cele șapte dure ale Dumnezeu. Și Ioan continuă să descrie sala tronului prima surpriză. Nu, nu, Dumnezeu nu doarme, nu-i plecat, Dumnezeu este acolo. Dar dacă totul ar fi înțepenit ca în imaginea mea și nimic nu mișcă, la ce îmi folosește o poveste de felul ăsta? La ce îmi folosește? Ascultați cum continuă textul, versetul 2. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Ședea cineva și nu dormea, vreau să vă spun, mai departe. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curbubeu ca o piatră de smarald. În prejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cu de aur. De aur. Din... Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămni de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie... Ce era în mijlocul scaunului de domnie? Și în prejurul scaunului de domnie stau patru făpturi pline cu ochii pe dinainte și pe dinapoi și din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă ca un vultur care zboară. Interesant. Pe Dumnezeu îl interesează și viței, și lei, și vulturii. Nu este El creatorul? Când vorbește cu Iov, zice Iov, uite-te la struț, uite-te la cal, uite-te la... Uite -te la cum se bucură Dumnezeu de lucrurile create de El. Observați, cerul era viu, plin de viață, Fulgere, glasuri, tunete care ieșeau din scaunul de Domnie, versetul 8. Fiecare <coughs> din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și era plină cu ochi de jur, împrejur și pe dinăuntru. Scaunul de Domnie este meridianul zero al Universului. Nu, nu, leproșii au găsit tabra sirienilor goală, pustie. Ioan, când este invitat în sala tronului, pe scaunul de Domnie ședea cineva. Nu era mort? Nu era dormit? Din scaunul de domnii erau glasuri, tunele. Dacă citiți textul mai departe, una din cele patru făpturi vii strigă, vino! Și dintr-o dată, patru cai apar pe scenă unul după altul. Și istoria pornește să deruleze. Cu alte cuvinte, scaunul de domnie guvernează istoria. În căușul palmei lui Dumnezeu este toată istoria acestei lumi, dragii mei. Dumnezeu e viu, chiar dacă copiii lui trec prin suferințe. Dar uitați-vă numai la prepozițiile cu care este înconjurat scaunul de domnie. În prejurul scaunului de domnie, din, din scaunul de domnie, înaintea, în fața, în mijlocul și în prejurul. Spuneți-mi, ce e scaunul de domnie dacă totul este descris funcție de el? Înainte, în prejur, înapoi, deasupra, toate sunt raportate la el. Nu. Dumnezeu, e pe tron. Dumnezeu domnește. Istoria este în căușul palmei lui Dumnezeu. Istoria este în căușul palmei lui Dumnezeu. Ioan când ajunge în sala tronului, sala tronului nu-i goală. Deci e jos copiii lui trec prin suferință. Copiii lui trec prin suferință. Pe scaunul de domnie ședea cineva. Ceea ce ședea pe scaunul de domnie? Aveam înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Din, Din... scaunul de domnie au fulgere, glasuri și tunete. Mai viu decât atâta. Nu putea fi, dragi mei, sala tronului lui Dumnezeu. Dacă mă mut un pic mai departe, cele patru făpturi vii... Zi și noapte ziceau fără încetare... Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinse și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea. Căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Tu ai făcut toate lucrurile, prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Unde este Dumnezeu când copiii Lui trec prin suferință? Pe scaunul de domnie, având cursul istoriei în căușul palmei Lui. Scaunul lui de domnie este meridianul zero al întregului univers. El le-a dus în existență și prin voia lui stau în ființă. Prin voia lui stau în ființă. Afirmarea suveranității lui Dumnezeu <coughs> aduce și mai dureros în Mărește legat. durerea imensă. Dacă Dumnezeu e viu, dacă Dumnezeu controlează istoria, dacă El zice ce se face, poruncește și poruncește ea ființă. Și noi suntem ca lumina ochilor Lui. Varum! Da? Cu cât mai mult crezi în suveranitatea Lui Dumnezeu, cu atât mai mult doare suferința prin care treci. Și te întreb, Doamne, de ce? De ce? Dacă Dumnezeu este absolut suveran, Probabil că nu-i pasă. El e ocupat, cu ale lui. Țineți minte preoții lui Baal pe muntele Carmel, când după trei ani de secetă, Ilie vine și spune, ia adunați-vă toți, facem două altare. Și Dumnezeul care va răspunde cu foc din cer este adevăratul Dumnezeu. Fac două altare, 800 de preoți, încep să dănțuie în jurul altarului, zice, nu, puneți foc. Și începe să-și bată joc de ei. Stigați mai tare, Dumnezeul vostru doarme, plecat în călătorie. Cu ăștia comparat Iah Iahve, da? Cu aceștia e comparat Iahve. Când vine vremea lui Ilie, ezidește altarul, pune jertfa, vă întrebați de unde apă după trei. Păi Carmelul este pe buza Mării Mediterane. Au făcut un șir indian, au adus apă și atât apă o curs că au umplut tot și șanțul din jur. Și-a rostit o rugăciune simplă. Dragii mei, felul în care ne rugăm vorbește despre Dumnezeul în care credem. Dacă e surd, trebuie să strigăm. Da? Dar el citește până și gândurile din inima noastră. Și nu deschid bura, El știe. Și atunci pot să stau liniștit în prezența lui. La o simplă rugăciune, la gerfa de seară, ca de foc din cer și mistuie totul. Dar dacă el realmente este suveran, dacă nu pot să îl acuz că nu-i pasă, pentru că el a promis, suntem înscriși pe inima lui, suntem lumina ochilor lui. Niciun fir de păr nu cade fără știrea lui. Dacă sunt adevărate aceste cuvinte, atunci trebuie să pun și o altă întrebare. Oare nu cumva am așteptări greșite? Oare nu cumva n-am înțeles strategia cerului pentru copilului de pe pământ? Și asta mă obligă să întorc pagina în cartea Apocalipsa. Cum să nu-i peste lui Dumnezeu când El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Când Pavel, dragii mei, zice, suntem trântiți, dar nu omorâți, sunt bine încredințați, nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici lucrurile de acum, nici cele în viitoare nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Și dacă este adevărat lucrul acesta, și n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum aș putea să-l acuz pe Dumnezeu că nu-i pasă? Când copiii lui trec prin suferință, cum aș putea să o fac? Și atunci trebuie să schimb paradigma în care gândesc, modul în care gândesc despre strategia lui Dumnezeu. Da, capitolul 4 este suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, tronul este meridianul zero, dar. Ia întoarceți în capitolul 5 și vedeți ce spune textul despre strategia lui Dumnezeu în a câștiga biruința în lupta asta împotriva stăpânitorului întunericului acestei lumi. Apocalipsa, capitolul 5, primele 10 versete. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul lui de domnie o carte, Scrisă pe dinăuntru și pe din afară? Sigur, dacă citiți comentariile, tot felul de lucruri sunt scrise despre ce conține cartea. Dacă e scrisă pe dinăuntru și pe din afară, înseamnă că trebuie să fie foarte mult acolo. Unii zic sunt doar necazurile care vor veni după răpirea Bisericii. Părerea mea este că în cartea aceea sunt toate planurile lui Dumnezeu, de la Alfa la omega, de la început până la sfârșit. Pecetluite cu șapte pe ceți, întrebarea este de ce. Pentru că lipsa ceva ca Dumnezeu să dea drumul istoriei, lipsea ceva. Dumnezeu nu creează, dragii mei, o istorie în care să-l surprindă problema, să nu mai știe ce să facă. Nu, nu, nu. El nu trebuie să scrie rate la planurile lui. Ce-a zis, a zis. Ce-a scris, a scris. Și uitați-vă cum continuă textul. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, Cine este vremnic să deschide cartea și să-i rupă pe pecețile? Oprește. Câți dintre voi ați văzut ceva din Star Trek? Zdepășită E Pe vremea mea, uite, iar dicați cineva o mână, asta era pentru când vreau copilăriei noastre. Dar era acolo o chestie când puteai să fii teleportat într-o altă realitate, da? Teleportat într-o altă realitate. Și imaginați-vă că planurile lui Dumnezeu, nu știu că sunt planurile arhitecților, eu am terminat Politehnica și am lucrat în, în proiectare și uh, lucram pe planșetă și proiectam. Acum sunt lucruri mai complicate în autocad și în alte lucruri. Dar pentru noi planurile sunt pe o foaie de hârtie sau pe un ecran. Imaginați-vă planurile lui Dumnezeu fiind în 3D. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu a arătat celor din cerul planurile pe care le-a făcut în el însuși, a devenit o realitate, ca un holospațiu în care au intrat și planurile au început să desfășoare și când au ajuns, Dumnezeu, ups, a apăsat prin buton și a strâns lucrurile. Și unul din îngeri, când a văzut ce se întâmplă, se ridică în picioare și zică, cine-i vrednic să ia cartea să-i rupă pe gețile? Pentru că ei și-au dat seama că e nevoie de un protagonist, e nevoie de cineva care să dea sens planurilor lui Dumnezeu. Și, din păcate, toată puterea îngerului nu l-a ajutat să se învrednicească. Și versetul 3 îi spune... Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Imaginați-vă frustrarea îngerilor. Când în Biblie vorbește de nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, s-a căutat peste tot. Nu mai există o altă realitate. Unde suntem? A, suntem în veșnicia trecută, înainte de întemeierea pământului, când tot ce este în ceruri, au asistat la planurile pe care Dumnezeu le-a alcătuit în sine însuși și lipsea cineva care se dea sens planurilor acestora. Și textul spune, am plâns mult. mult. Cât e mult în veșnicie, vă las pe voi să socotiți, eu nu știu. Dar nu uitați, Ioan este într-o altă realitate. Am plâns mult pentru că nu se găsea nimeni vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile, să uite în ea. Și? Unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte pe În Vechiul Testament, atunci când e vorba de planul de mântuire, întotdeauna îngerii lui Dumnezeu, o fețe de om, înfățișori de om, glasuri de om. Cei 24 de bătrâni care, când zic bătrâni, îmi pot imagina cum sunt, ca mine sau ca vali, da? 24 de bătrâni, dar ei toți au de-a face cu planul de mântuire. Și de aceea, unul din cei 24 de bătrâni, după ce s-a săturat, Ioan de plâns, să-l bate pe omul, zice, nu plânge. Există soluție. Leul din seminția lui Iuda. Când e un război și auzi de un leu, zici, ai, nădejde, ați văzut Narnia care va din voi? Da? Da? Dacă e vorba de un leu. Și eu ce mă întorc să văd leul din seminția lui Iuda. Versetul 6. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Ăsta e leul tău, Doamne? Prin asta vrei să biruiești în fața fiarelor și a balaurului? Am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat, avea șapte coarne, șapte ochi, care sunt cele șapte durele ale Dumnezeu trimise pe tot pământul. Versetul șapte. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul lui de domnie. Cine mielul? Observați puterea l-a ajutat la nimic. Un înger puternic. Aici era nevoie de vrednicie. Și de aceea numai cineva de pe scaunul de domnie și la mijloc între cel ce ședea pe scaunul de domnie și între cele patru făpturi vii Răzime, mielul nu poate fi un personaj neimportant. Mielul nu poate fi un înger al Domnului, nici măcar puternic. Mielul trebuie să fie singurul vrednic să stea pe scaunul de domnie. Nu poate fi decât una cu tata. Una cu tata. El a venit, a luat cartea și când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților. În fața lui s-au aruncat cu fețele la pământ și făpturile vii și bătrânii, pentru că unul singur merită închinarea. Atunci când la sfârșitul cărții vine un înger, vorbește cu Ioan și Ioan dă se arunce cu fața la pământ și hop! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, lui Dumnezeu să te închin, numai lui să-i slujești. Mielul, dragii mei, nu poate fi decât cel care merită închinarea, versetul nou. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, că ce ai fost jungheat. Și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Da, și? Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Unde vor împărăți? În cer? Nu, pe pământ, zice. Ei vor împărăți pe pământ, da? Ioan ne va spune un cer nou, un pământ nou cerul din tâi, pământul din tâi, pieriseră, marea nu mai era. Dragii mei, dacă deschideți capitolul 2 din Evrei, ce nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva undeva a spus ce este omul, se aduce aminte de el și fiul omului să-l bage în seamă. L-ai făcut pentru? Pentru? Puțină vreme, mai pe jos de și l-ai împunat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Dacă am fost făcuți pentru puțină vreme și trimiși aici pe pământ, pentru puțină vreme, întrebarea e care rostul vieții? Ce cauți aici? Pentru ce mă pregătesc? De această puțină vreme știți cum trece? Ca un abur care se ridică sau piere, ca un lat de palmă spune Scriptura, asta e viața. Iar am fost copil, asungat de plecare. Pentru puțină vreme. Dar pentru ce am trăit? Pentru ce am trăit? Nu uitați, ei vor împărăți pe pământ. Noi ne pregătim aici. Suntem într-un simulator de zbor. Suntem aici, dragii mei, să pregătim pentru cu totul altceva. Adevărata realitate ne așteaptă, nu e asta. Asta e doar o poveste, o umbră, un vis. O umbră, un vis. Cum a biruit cerul? Prin leul care sfâșie sau prin mielul care se lasă sfâșiat? Ce ciudățenie! Toată lumea noastră e pe dos. Aici dacă nu calci în picioare, dacă nu excrochezi pe unul, dacă nu minți, dacă nu fui, dacă nu îți împlinești toate poftele și plăcerile, ești un papă lapte. A fi blând pentru noi înseamnă a fi bleg, măcar că Moise era cel mai blând de pe fața omului și a trântit ușa nasului faraon, dragii mei, și l-a luat pe fratele lui mai mare de chică și i-a turnat cenușa vacii roșii pe vacii de aur sau vițelului de aur pe gât. Bial, i-a spus Moise, un gigant, da, un gigant. Și cu toate acestea, cerul a hotărât să biruiască prin mielul care se lasă junghiat, nu prin leul care Sfârșie. Celui ce va birui, da? Sau cel ce va birui, întrebarea este, celui ce va birui, adică? Ca Biserica lui Hristos de pretutindeni să-l aibă înaintea ochilor ca model al biruinței pe mielul jungheat. Cerul s-a deschis. Cerul s-a deschis înaintea Bisericii, ca Biserica să nu uite că strategia lumii și strategia lui Dumnezeu nu seamănă. Când ucenicii au început să certe, cine va fi mai mare între noi dacă va pleca Hristosul? Imaginați-vă că niște copii. Domnul Iisus se adună, zice, domnitorii lumii acestea stăpânesc peste el, între voi să nu fie așa. Cel care va avea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru al tuturor. Da? Spălați-vă picioarele unii altor. Înainte de a pleca, Iisus s-a dezbrăcat, a luat ștergarul și deci înțelegeți voi ce v-am făcut dacă eu, Domnul și Stăpânul vostru și voi sunteți dator să vă spălați picioarele unii altora. Răgime în împărăția lui Dumnezeu cel mare, nu cel slujit, ci cel care slujește. Cel mare este cel care știe să renunțe la el de dragul altuia. Spuneți-mi, de ce sunt divorțuri tot mai multe în biserici? Puteți să-mi răspundeți? De ce sunt divorțuri? De ce sunt certuri în familiile noastre? De ce copiii noștri nu mai vor să-i se căsătorească, să se cresc în concubinaj? Pentru că s-au săturat să vadă o astfel de relație. S-au săturat. Nu mai îndrăznesc, dragii mei, să facă pasul. De ce? A, mergem la biserică, ne luăm costum și am venit cu cravată astăzi, nu ca de dar am venit cu cravată aici și cu costum, că doar ziua Domnului. Și mă duc acasă și copiii mă aud cum ridic gasul și cum și în momentul acela zic, nu, decât așa, mai bine. Biserica lui Hristos, de ce se deschide cerul? Primul segment de text de Apocalipsa, ca să vezi inima lui Dumnezeu și strategia lui Dumnezeu. Da, el este suveran. Istoria este în căușul palmei lui, dar modelul lui de biruință este cu totul altul decât modelul lumii în care trăim. Capitolul 4, suverenitatea lui Dumnezeu. Capitolul 5, strategia lui Dumnezeu în a ne câștiga pentru el, în a face din noi poporul lui. Dar se las Apocalipsa, să mă întorc de pildă în Daniel, o carte din Vechiul Testament foarte asemănătoare cu Apocalipsa. Și în capitolul 7, um, Daniel vede într-o vedenie, ridicându-se din marea cea mare, una după alta, o fiară mai fioroasă ca cealaltă. Și dintr-o dată se schimbă imaginea, vede un scaun de domnie, unul îmbătrind de zile care șade pe ea, se deschid cărțile și începe judecata și el judecă toate faptele și pe urmă se schimbă din nou imaginea. Și în versetul 13 îl vedem pe unul ca un fiu al omului. Și foarte interesant este că Dumnezeu contrapune celor patru fiare furioase, fioroase, care sfâșie pământul să-și așeze împărăția pe ea, pe unul ca un fiu al omului, pe unul ca un fiu al omului. De pildă, dacă mă gândesc la această strategie a lui Dumnezeu din Daniel 7, dintr-o dată văd că etica împărăției nu seamănă cu etica lumii în care noi trăim. Aici cine calcă pe cât mai mulți în picioare, ăla e șeful, ăla e tare. La Dumnezeu este cel ce se lasă călcat în picioare, este șeful, este împăratul, este cel tare. Împărăția lui Dumnezeu este construită complet pe dos, dragii mei, decât lumea în care trăim. De În, pildă, în, în lumina acestui principiu, o mulțime din cuvintele Domnului Sus capătă sens. Încep să citesc acum Biblia și dintr-o dată lucruri care nu le-am înțeles. Încep să aibă sens. De pildă, vin în Matei, capitolul 5, în predica de pe munte și dați-mi voie să vă aduc aminte doar de etica împărăției din fericirile pe care el le pune înaintea ucenicilor săi. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Fiul meu, descoperit care cancer și s-a dus la hematologie și s-a stat pe scaun ca să ia din coloană lichidul cefaloridian să-i poate face analizele. Și în timp ce medicul era cu siringa cea mare, se scoate, erau o asistente lângă el, o, o rezidentă lângă el. Și medicul cu voce tare așa, ce, ce săraci cu Duhul, dar nu numai cei proști au împărăția Lui Dumnezeu. Și Filip, cum era aplicat, zice, dar cum ar fi dacă ar zice fericit de cei săraci în Duh, nu săraci cu Duhul? Dar ce e vreo diferență? Întreabă medicul. Și au început să povestească și au ajuns prieteni. Până acolo încât venea acasă să-i facă tratamentul, dragii mei. Venea acasă să-i facă tratamentul. Și Filip i-a făcut cadou o carte sub sticlă poleită cu aur pe care era scrâjilată fericirile din predicate de munte. Și astăzi doctorul o are în cabinetul lui ferice de cei care și-au scotocit buzunarele sufletului și n-au cu ce plăti intrare în Împărăția Lui Dumnezeu. Și vii pentru că îți dai seama că cu ce să vin la Domnul? N-am cu ce plăti, zici, Doamne, îmi pare rău, dar n-am. Și atâta este Împărăția Cerurilor. Și te apucă plânsul pentru starea pe care o ai și pentru harul pe care îl primești. Ei vor fi mângâiați. Și textul continuă, ferice de cei blânzi, Că cei vor moșteni pământul? A fi blând înseamnă avea puterea și curajul să ieși din competiția afirmării de sine. Ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați, nu după argint și aur, nu după poziții sociale, nu după plăceri, flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei care se bucură să dea mai mult decât să primească de cei mălostivi. Ei vor avea parte de milă. Ferice de cei împăciuitori, cei care trag la jug alături de Hristos pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, dar ferice de cei prigoniți pentru neprihănire. Doamne, astea sunt fericirile din... Asta este împărăția Ta, da? Dragii mei, strategia cerului nu seamănă cu strategia noastră. Ferice de cei prigoniți, căci ei, a lor, este împărăția cerurilor. Versetul 11. Ferice va fi de voi. Când din pricina mea oamenii vă vor ocorâ, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri adevărate, și a, rele, rele și, și neadevărate împotriva voastră. Da. Bucurați-vă Bucurați și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Că tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Cui trebuie astfel de împărăție? Dați-mi voie să vă spun. Dacă nu trebuie, nu o ai. Nu o să ai. Dumnezeu ți -o oferă în termenii Lui. Nu în termenii noștri. În termenii Lui. Dar să fac un pas mai departe. Lucruri și mai complicate. De pildă versetul 38. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Ori și cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui da. ce -ți cere, dă -i. și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun Iubiți prevrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Versetul 46. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vame și. Și dacă, dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc, este desăvârșit. Este desăvârșit. Unde este Dumnezeu atunci când copiii lui trec prin suferință? O pe scaunul de Domnie în ceruri. Potă de aici până acolo. E mult drum. Și eu, aici jos pe pământ, în mijlocul problemelor, baciocorit, călcat în picioare, dat afară de la servici, vorbit de rău, prin bol, prin suferință. Și eu? Hai să ne întoarcem la începutul cărții Apocalipsa, capitolul 1, versetele 9 și 10. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos. Părtaș cu voi la ce? La vacanțe? La plăceri? Nu, la necaz, la stântorare, la împărăție. Da? Eu, Ioan, fratele vostru, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos. Mă aflam acolo, ca și roba lui cezarului, trimis într-o carieră de piatră, ca să se în piatră și tocmai era ziua numelui lui și nu a lăsat liber astăzi și eram în duhul și privesc toate aceste lucruri. Ioan, dragii mei, din pricina lui Hristos, era acolo. Din pricina lui Hristos ca rob. Și versetul 10 continuă. În ziua da? Domnului eram în duhul și am auzit în apoia mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Da? Ioan este pe pământ, pe insula Patmos. Iar Dumnezeu este cer, Dar este și pe pământ între noi. Nu uitați, da? El șade de pe scaunul de domnie. Glasul era acolo, suiete aici. Și aici este pe pământ, în insula Patmos, și aude un glas înapoi a lui și zice, oare cine mi-a vorbit? Se întoarce și vede șapte, șapte sfeșnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe un, unul ca un fiul a omului și începe să fie descris fiul omului de către Ioan. În? În mijlocul celor șapte sfesnice îl vede pe unul ca un fiul al omului și cade la picioarele lui. Cade la picioarele lui, a lui era ca glasul. mort, a lui era glasul. În versetul întâi, același glas pe care l-am auzit înapoi a mea, m-a strigat din ceruri, suete aici. Spuneți-mi, unde era glasul? Pe pământ sau în cer? sau și aici și acolo. Cum poți fi deodată în două locuri? Trebați pe fizicieni. Mai nou ni se spune că electronul poate fi deodată în două locuri complet diferite. Poate fi și o particulă și o undă. De care este? Nu știu. Când îl privești, ceva se întâmplă. Trăim într-o lume ciudată. Dar dacă creatorul a putut face o astfel de lume, dragii mei, spuneți-mi cât de ciudat poate fi el să fie deodată și în cer și pe pământ. Și atunci când pun întrebarea, unde este Dumnezeu când copiii lui suferă? Da, am auzit glasul din cer, capitolul 4, versetul 1, și Ioan urcă și în sala tronului vede că e viață, că e mișcare, că este meridianul zero, că Dumnezeu nu-i mort, nu-i adormit, nu-i plecat în călătorie. Că el știe ce se întâmplă, istoria este în căușul palmei lui și când pui o astfel de întrebare, răspunsul este da, el e acolo, dar în același timp este și aici. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duc și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi din când în când, duminică dimineața, nu, în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. Până la sfârșitul viacurilor. În Matei, capitolul 25, asistăm la scenă judecății. Vine, se deschide cerul și vine Hristos judecătorul împreună cu îngerii lui, se așează pe scaunul de judecată și împarte pe unii, îi separă de alții, cum desparte păstorul oile de capre, spune celor de la dreapta lui, veniți celor de la stânga, plecați. Dar ascultați în ce bază judecă Domnul Isus Hristos? Versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul lui de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Căci. Căci? am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost trăin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniții vă răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Când? De și El a... le va răspunde. Împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, uneia din, a, din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Le făcut. Unde este Dumnezeu atunci când copiii lui trec prin suferință? flămând cu cei flămânzi. Însetând cu cel însetat, pribegind cu cel străin, cu cel străin. răbdând de fric cu cel dezbrăcat, suferind cu cel bolnav, alături de cel din temniță. Alături de cel din temniță. Domnul Iisus era trânat pe cruce în suferințe grozave. Pe lângă că a fost o noapte întreagă hărțuit, bătut, încunat cu spin, dezbrăcat, spatele făcut numai rând și sânge, crucea pus în spinarea lui, sub care s-a prăbușit și apoi când a ajuns pe munte, întins pe lemn, țintuit în cuie, ridicat și în durerea lui a strigat Eli, Eli, Lama Bactanii, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, unde ești? Unde ești? Dumnezeu era în Hristos, acolo pe cruce, împăcând lumea cu sine. Dragii mei, dacă Fiul lui Dumnezeu s-a simțit părăsit și singur în mijlocul durerilor sau suferinței. Cine sunt eu? Era dumnecă dimineața, Filip avea dureri grozave, nu mai mi-arăta nouă, zece, insuportabile, da? Nu mai putea vorbi. Eu trebuia să plec la Valea Drăganului, la conferință și spun, Filip, avea convulsii uneori, că nu știam ce să fac cu el. Eram numai noi doi. Și am zis, Filip, rămâne acasă. Da, sunt sute de oameni adunați acolo, dar rămâne acasă. Și Filip, neputând vorbi, mi-a arătat așa, tu te duci, mama rămâne. Luni, marți, miercuri, joi dimineața la 8 și 5, primesc telefonul, a plecat. De timp, cei care am adunați, se adunaseră, dragii mei, în locul de mic, micul de dejun să postească, să roage. Am așteptat ora nouă, am intrat în sală, m-am dus în față, m-am pus în genunchi și am spus doar atâta, Doamne, nu ești dator nici măcar să-mi dai răspuns la întrebările mele. Nu ești dator. Ești Dumnezeu. Eu nu înțeleg. Dar nu ești dator. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, mielul care părea junghiat, junghiat de data aceasta, de-a de pe crucea de pe calvar, și el s-a simțit singur. Și el a pus, unde-i Dumnezeu? Unde ești, Doamne? Eli, Eli, unde ești? Da, unde ești? Ți-e greu să lași de la tine? Spuneți-mi, cum ați răspunde la întrebarea asta? Eu sunt sora de 50 de ani. Eu întotdeauna am avut dreptate. Absolut, totdeauna. Dar totdeauna o trebuie să-mi cer iertare de la nevastă mea. Poate nu pentru ce am spus, ci pentru felul în care i-am spus. Dar eu în numele Domnului te tai în bucăți și mi apăr punctul de vedere. Dar în împărăția lui Dumnezeu par să fie pe dos lucrurile. Cum ar fi să-ți limba să taci, să lași de la tine, să speli picioarele celuilalt, chiar dacă ți-ar plăcea să-ți pele ție picioarele, nu așa? Ți-e greu să lași de la tine? Ridică ochii, urcă sus pe poarta care se a deschis în cer și vezi nu suveranitatea lui Dumnezeu, ci strategia lui pentru a câștiga biruința și ascultă-i chemarea celui ce va biru în felul acesta, celui ce va birui Light motivul cărții este o chemare la biruință. Dar Dumnezeu în Harul Lui, primul lucru pe care îl face celor șapte biserici este să deschidă cerul și să le seteze mintea pe strategia Lui Dumnezeu în biruință. Să-i smulgă, dragii mei, din strategia lumii acesteia, unde călcând în picioare ai impresia că biruiești, Uitați-vă la lumea în care trăim. Duceți-vă în Ucraina, duceți-vă unde vreți în lumea asta și vedeți tragediile pe care le trăim. Pentru că gândim în tiparele oamenilor, nu în tiparele lui Dumnezeu. Privind, Privind la mielul ce părea jungheat, suntem chemați să biruim. Să biruim ca El. Să biruim ca El. Doamne ajută și Doamne de izbândă. Amin. Amin. și ne uităm de jos la tine și te vedem atât de clar, în vânt, în nori, dar în suspine și în greutăți care dispar. Doamne, Tu nu ești departe, Tu ești aici și te simțim, ne-ai dat povara la o parte, ne-ai dat nădejde și trăim. Chiar dacă ar fi să trecem, Doamne, prin valea umbrei morții reci, nu ne vom teme niciodată, că știm cu noi tu ai să treci. Amin. Amin. Avem un Dumnezeu mare care în această dimineață ne-a dus aminte de faptul că nu este nimic care să îl ia de pe tron. El este suveran și va rămâne acolo. Și credința noastră trebuie să rămână ancorată în Hristos și în cuvântul Lui. Amin. Mulțumim, frate Beni, că ați fost cu noi alături aceste zile frumoase și credem că ne veți mai vizita. Că Dumnezeu va îngădui și. Amin. Amin. Da, dacă sunt întrebări. Deci mai este încă o sesiune, dacă mai sunt dacă doriți să mai rămânem. Sau dacă sunt întrebări, bineînțeles. Haideți să uh, vedem dacă cumva sunt doritori care uh, au anumite nelămuriri, poate nu doar legate de mesajul de astăzi, ci Și s-a făcut tăcere. <laughs> nu s-a găsit nimeni. Să trag și concluziile. Cei care ați fost cu noi zilele trecute ați văzut că istoria începe, se termină cu un concept. Conceptul numelui. Da? Conceptul numelui. În ultimă instanță, numele care ți se face sau ți-l faci, îți va hotără destinul veșnic. Atunci când noi suntem botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, te întreb, poți a boteza înseamnă a cufunda. Dacă se cufunzi pe cineva, ai nevoie de un mediu în care să-l cufunzi. Fie-l în Hristos, fie-l în suferințele lui, fie-l în ceea ce numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh reprezintă, ce ți-a descoperit Dumnezeu despre sine. Și baptistierul, dacă iau în serios textul acesta, este Sfânta Scriptură. Și botezarea durează o viață întreagă. Și Domnul Iisus a zis, așa se fac ucenicii. Asta e singura poruncă, restul sunt instrumente, instrumentari. Dar gerunzii, botezându-i, cufundându-i în realitatea descoperită de Dumnezeu pentru sine și învățându-i să păzească. Observați, noi de obicei rupem textele, zice, botezându-i și învățându-i. Nu știu, aveți baptistiera aici pe undeva? Nu. Poate mergeți în altă parte. Dar și eu am botezat mulți și le spun, drac, intri în apă, drac, ești din ea. Noi nu avem apă sfințită. Dar îi cufundăm, îi priponim prin bănci și le ținem predici. Ori textul spune, în ce să-i și ce să-i înveți. Și a face ucenici înseamnă a ajuta să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Isus Hristos care a fost. A Scriptura cu ei a cufundat pe oameni în adevărurile lui Dumnezeu și apoi ai luat de mână să-i înveți să umble în acele adevăruri, așa cum veți un copil să umble cu bicicleta. Nu-i ții teorii despre bicicletă, ci îl pui în șa și alegi după el. Și când singur poate să zboară, îi zici, Doamne ajută! Dar observați, toată Scriptura călătorește pe acest concept al numelui. Rădăcina Acestui concept, dragii mei, este tocmai în chipul lui Dumnezeu pe care noi îl purtăm. Așa începe Biblia. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Or Dumnezeu este Duh, cum sunt eu făcut după chipul Lui? Ce din El este în mine, ce din mine seamănă cu El? Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, dar oare de ce a ținut Dumnezeu înainte ca noi să existăm să ne facă după chipul și asemănarea Lui? Imaginați-l pe Dumnezeu cel întrupat. Cum trebuie să fim noi ca Dumnezeu Creatorul să poată să se întrupeze într-un trup ca al nostru. Într-un trup ca al nostru. Cât de complex trebuie să fim. Cât de asemănător cu Dumnezeu trebuie să fim. Dragii mei, dorința din totdeauna lui Dumnezeu, din totdeauna lui Dumnezeu a fost să locuiască în oamenii pe care, pe care i-a creat. În oamenii pe care i-a creat. Ei, numele despre care vorbim este extrem de important și dați-mi voie să iau un citat dintr-o carte. Te rog, Cristi. Dacă voi nu vedeți nimic, eu nu știu ce se fac. Probabil trebuie să scot și să pornesc din nou toată povestea. Ups. Ups. Nu știam de ce e tăcere, da? Eu când m-am uitat la noi, ecranul e chiar lângă mine și îl văd. Te rog, Cristi. Un câine sau un trandafir pot lua ființă și își pot încheia ciclul vieții fără să interacționeze cu creatorul lor. Și eu am un câine acasă, am chiar doi aciuiți pe la noi, le dăm de mâncare, mă joc cu ei, e cât masa de mare și un trandafir mă înțeapă câteodată, dar nici unul, nici celălalt nu intră în relație cu creatorul lor. El își pot începe și își pot încheia ciclul vieții. Omul este diferit. Numai lui îi se dă privilegiul de a-și împlini existența terestră în relație cu Dumnezeu. În relație cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Suntem legați de Dumnezeu ca o copie de original, dragii mei. Indiferent că îți place sau nu-ți place, omul nu este o entitate neglijabilă. Vei sta în prezența Creatorului să dai socoteală de viața pe care ai trăit-o, de ce ai făcut cu puținul care ți-a fost de la naștere până la moarte aici sub cer, sub soare. Noi nu suntem entități neglijabile. Am fost creați după chipul lui Dumnezeu, vom sta în prezența lui Dumnezeu, vom da socoteală lui Dumnezeu. Dorința din totdeauna lui Dumnezeu a fost să aibă o casă în care se poate locui, în care să poate găsi un loc în care să se bucure împărtășie cu noi. Atunci când el a venit la poporul lui și l-a scos din Egipt, l-a dus la Sinai, a zis să facă un locas sfânt și eu voi locui în mijlocul lor dar pentru că încă planurile nu se desfășuraseră și nu venise iertarea prin sângele lui Hristos, dragii mei, Dumnezeu a trebuit să aibă o interfață, cortul întâlnirii, templului era o interfață care să mijlocească relația dintre un om păcătos și un Dumnezeu de trei sfânt. Dar dorința lui nu a fost să locuiască în temple făcute de mâini omenești, de piatră și de lemn de cedru, el ar fi vrut să mute acasă, noi am fost creați să fim templul lui Dumnezeu, nu zidurile astea. Noi suntem biserica lui Hristos, adunarea Domnului Iisus Hristos. ce casa aceea de care noi vorbim? Doamne, mulțumim că am la casa Domnului. La ce casa Domnului? Ca să răspund la întrebare, trebuie să mă întorc la actul creației din Genesa. Și ați auzit deja textul. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Domnul Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui, după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească, parte femeiască i-a făcut, i bine binecuvântat și le-a zis creșteți în mulțiți vă umpleți pământul și supuneți-l. Imaginați-vă că acesta este singurul text din Biblie pe care îl avem. Și trebuie să definesc casa Domnului. Da? Casa Domnului. Păi, în primul rând, textul îmi spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Plămădește țărina pământului, suflare, suflă în nările lui suflare de viață și omul devine un suflet viu. Femeia nu exista, era doar Adam, da? Nu exista. Dar apoi zice, parte bărbătească, parte femeiască i-a făcut. Dar de deci ce e nevoie și de unul și de altul? Pentru că chipul lui Dumnezeu este între noi. Nu în mine, nu în ea, ci între noi. După care a zis, creșteți în mulțițivă, umpleți pământul. Din unul s-au făcut doi, din doi, 22 doi și uite așa s-a umplut pământul. Și dintr-o dată casa lui Dumnezeu capătă o triplă dimensiune. Casa lui Dumnezeu este omul, individul, este familia și este biserica celor născuți din nou. Casa Domnului sunt oamenii. Trupul meu este templul Duhului Sfânt care locuiește în mine sunt purtător de Dumnezeu prin lumea aceasta. Acolo unde doi sau trei, când i-am cerut mâna norei, în 1900, taram, pam, pam, da, multă vreme de atunci, noi am creat condițiile prezenței lui Dumnezeu între noi. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul ce taină. Dar apoi, familia a început să crească. Odată în viață, a fost într-o biserică în care nu există ceartă, nu există probleme. Era undeva în Australia și era o biserică în care Bulibaș avea 16 prunci. Tot 16 erau căsătoriți și aveau nepoți și el era șeful și acolo din nu se certa. O biserică făcută într o singură. Pentru că familia, în mod natural, crește să devină o biserică crește să devină o biserică. Observați, casa lui Dumnezeu trebuie să mutăm gândurile noastre de pe ziduri, programe, perșuri și tot felul de alte lucruri, să le mutăm pe realitatea pe care Dumnezeu o dorește. Un individ, o familie și o comunitate. Cu alte cuvinte, casa lui Dumnezeu sunt oamenii, nu zidurile, oamenii, nu programele, oamenii, dragii mei, casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit credința și nădejdea cu care ne lăudăm. Omul a fost creat de Dumnezeu să fie atât casă cât și material pentru Templu. Pentru că, observați, este unul, sunt doi și, pe urma, mulți. Creșteți, și vă umpleți pământul și, practic, noi suntem și casă, și piatră vie pentru casa mai mare care se construiește. Dar, din păcate, în Genesa capitolul 3, vine o tragedie. Vine șarpele, vine ispita, omul cade și în felul acesta, nu știm, materialul pentru templu este furat, vândut, dar Dumnezeu dintr-o dată rămâne cu mâinile goale. Rămâne cu mâinile goale. Și să vin la o imagine care ați mai văzut-o. Eva este creată în capitolul 2 și șarpele știe că Eva nu poate vinde planeta. Pentru că nu Eva a primit mandatul, ci bărbatul a primit mandatul. Numai Adam putea vinde. Dar el știe cum se ajunge la inima lui Adam, ca în zilele noastre, nu așa? Ca în zilele noastre. Vine la ea și începe să-i vorbească. Și dintr-o dată femeia se pomenește între două vorbiri. Dumnezeu a zis șapele, a zis. Un om inteligent compară pe vorbitori. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos. Ia să vedem, care sunt tale de acreditare, șarpe? N-am nimic, da? Pe când Dumnezeu și-a primit pe om într-o casă gata mobilată, totul era la locul lui. O grădină sedită de el, dragii mei. Aturile lui Dumnezeu sunt incomparabile cu ale lui dar întotdeauna ispita vine pe un alt plan. Pe un alt plan. Doresc pomul acela. Oh, te doriți să deschidă cuiva mintea, vei fi ca Dumnezeu. Și biata femeie, uită să-l mai compare cu Dumnezeu. Ochii rămân țintiți pe pomul cunoștinței binelui și răului. Și în momentul în care se înfiripează în mintea ei gândul, relația cu Dumnezeu, dispare. A luat, a mâncat și a dat și bărbatului ei. Tiparul după care funcționează ispitate de atunci încoace pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi. Rezultatul? Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi acelui de care ascultați? Să aveți doar două opțiuni. Păcatul care duce la moarte sau neascultarea care duce la moarte sau ascultarea care duce la neprihănire. Și în momentul acela, Femeia, dragii mei, devine comunitatea șarpelui. S-a dat rob prin ascultare șarpelui. Imaginați-vă situația. Adam este încă lipit de Dumnezeu. Nu știm ce a făcut. Probabil că se juca cu trompa elefanților sau tocmai se înțepase cu trandafirul și era prea preocupat când nevastă s-a dialogat cu șarpele. Așa suntem noi bărbați, ocupați cu deșertăciune și goane după vânt. Și nevestele, dragii de ele, trebuie să facă și ele ceva, nu? Și atunci povestesc cu șarpele. Dar textul spune, nu vă înjugați la un juc nepotrivit. Și m-am gândit, Adam o mai fi avut vreo costă în plus să-i facă Dumnezeu altă nevastă. Nu? Dar a venit ispita. A venit ispita. Și dacă femeia este înșelată, plecând de la nevoia ei de semnificație, vei fi ca Dumnezeu, curiozitatea ei, dorința ei. Așa e până în ziua de astăzi, dragii mei. Întrebarea este ce s-a întâmplat cu bărbatul. A, bărbații îl vând și pe Dumnezeu pentru amărâtă de femeie. Da? Și femeia a început să demenească pe bărbat. Și bărbatul Deci cum să renunț eu la bucuria aceea? Când a văzut-o pe Eva, zic, upiu, în sfârșit, ostinoasele mele, carne din carnea mea. Și în momentul acela, dragii mei, ispita L-a făcut să aleagă. L-a dat pe Dumnezeu? Pentru femeia. Dar tragedia a fost imensă. Pentru că roman 6,16 s-a aplicat și atunci. Și el a trecut de partea nevestei și amândoi de partea șarpelui. Materialul pentru templu, pentru casă, a fost vândut, furat. Oare ce va face Dumnezeu? Ce va face Dumnezeu? Știți ce urmează? Judecata, da? neascultarea duce judecata, blestemul, alungarea din Eden. Au plecat din prezența lui Dumnezeu, din prezența pomului vieții, da? Puteau mânca de ea dacă fi dar da? Eu ispitit cu pomul cunoștinței binelui și răului și alungați din Eden, au ajuns într-o altă realitate. Oare ce să fie acolo? Când Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, observați, a pus în noi trei nevoi fundamentale: nevoia de Dumnezeu, nevoia de semnificație și nevoia de semeni. Întrebarea mea a alungat din prezența lui Dumnezeu care putea să-mi umple aceste nevoi: cu ce voi umple nevoia de semnificație? Numele de care vorbim ține de nevoia de semnificație din noi. Au fost alungați din Eden. Și întrebarea este ce au găsit în afara grădinii? Cu ce a încercat șarpele să le umple golul acesta pe care l-au pierdut alungați din prezența lui Dumnezeu? Dacă citiți cu atenție textul, și eu n-am să fac treaba asta, în grădină erau câteva lucruri. Dar în afara grădinii erau și acolo câteva lucruri. Cu alte cuvinte, șarpele avea nevoie să te țină cu ceva, da? să te țină cu ceva. Și versetul 10 spune așa din capitolul 2. Un râu ieșea din Eden și uda grădina și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe. Patru brațe. Numele celui din tâi este Pison. El încojoară toată țara Havila unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun. Acolo se găsește și Bedelion și piatră de Onix. Într-o narațiune atât de concisă, ca cea din Genesa, se iau două versete să spun că acolo se găsește aur, aurul acesta este bun, acolo se mai găsește și bedeleon și piatră de onix și câte altele. Cu alte cuvinte, am grădina și în afara grădinii, șarpele a trebuit să ridice ceva înaintea noastră ca să ne țină ocupați, dragii mei, să ne fure viața, uite așa, legând-o de Arhanghelul cu sabia învăpăiată a oprit întoarcerea la pomul vieții. Și atunci șarpele a luat aurul, argintul, bedelionul, piatra scumpă, mașinile de lux, casele bune și le-a ridicat înaintea noastră. Spuneți-mi, după ce alergăm de dimineața până seara? După ce alergăm de dimineața Până seara. Este relația omului cu Dumnezeu ruptă în mod ireversibil. L-a luat șarpele prin surprindere pe Dumnezeu? Nu, în niciun caz. Dragii mei, Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere. Uitați-vă la un text din Efeseni, capitolul 1, versetul 4. Și acolo am desfășurarea planului lui Dumnezeu care începe dinainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-a creat omenirea, n-a dat drumul planurilor sale să rămână surprins de faptul că omul va călca în picioare ce a făcut Dumnezeu. Nu, soluția lui era pregătită înainte de, de temerea lumii și în el, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii să fim sfinți și fără prihană, înaintea lui, după ce, în dragostea lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcerea voiei sale. Spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în preubitul lui. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Căci a binevoit să ne descopere taina voisale sale, după planul pe care l-a scătuit în sine în însuși, în însuși, ca, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor prea-și iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale noi, Măi, care mai, mai dinainte, dinainte am nădăjduit în Hristos. În Hristos Iisus. Acum formația mea inginerească mă face să desenez textele, ca să le pricep. Aveți temerea lumii în partea dreaptă, da? Tot ce am citit este înainte de a lumii în veșnicia trecută. Observați, înainte de temerea lumii am fost aleși ca să fim sfinți și fără prihană. Dar ca să fim aleși, a trebuit să fim, după ce ne-am fiat, a trebuit să fim înfiați mai întâi, sau cel puțin gând, Dumnezeu trebuie să gândească toate aceste lucruri. A, dacă să ne înfieze, trebuie să rezolve păcatele și să ne răscumpere, pentru că noi eram vânduți altcuiva. Ne-am dat noi de bunăvoie. voie. Răscumpă dacă să ne răscumpere, să ne ierte, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să dezbrace slava lui înainte de întemeirea lumii să devină unul dintre noi. Dar ca lucrul acesta să fie posibil în planurile triunului Dumnezeu, toate aceste lucruri trebuia să fi fost la locul lor. Știți cum începe textul? În El, în Hristos, Dragii mei, explicați-l pe Hristos altfel, scoateți-l afară din ecuație și vă întreb cu ce ați mai rămas. Cu absolut nimic. În El toate promisiunile Dumnezeu sunt da și amin. Fără El, sunt doar povești. În El se întâmplă toate și El a dezbrăcat slava Lui, a luat chip de om înainte de întemeria lumii, așteptând împlinirea vremii cum răscumpără Dumnezeu materialul pentru templu pe care omul l-a vândut, diavolul l-a furat. Cum face Dumnezeu lucrul acesta? Uitați-vă cum își începe Petru, epistola lui, capitolul 1, primele trei versete. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Voi este spăziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuire. Dar am fost născuți din nou, încă nu suntem... Nu, 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 nu. Deșirea din Egipt înseamnă, nu înseamnă și intrare în Canaan, nu? Am fost născuți din nou pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi în vremurile de apoi sau în vederea acestei mântuiri. Dumnezeu ne-a născut din nou prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Ce înseamnă lucrul acesta? O, pentru asta să complicăm puțin lucrurile. În Biblie avem doi Adame. Noi am descins din primul Adam, cel creat din țărâna pământului în care Dumnezeu a suflat nările, în nările lui suflare de viață, din coasta lui a făcut-o pe Eva, pe femeie, pe Isha, da? Dar înainte de toate a existat al doilea Adam. Și de aceea în planul lui Dumnezeu, inclusiv primul Adam a fost așezat în coapsele celui de al doilea Adam. A de ce este de complicată povestea? Pentru că noi suntem legați, dragii mei, de primul Adam. Și în felul acesta, păcatul prin reprezentare, păcatul moștenit de la părinții noștri, care devin păcatele noastre personale, ne condamnă ca Dumnezeu să ne poate mântui, El a trebuit să ne așeze pe toți, inclusiv, pe Adam și Eva, în acel de-al doilea Adam. Dar care e diferența dintre ei doi? Omul dintre ei, Adam a fost făcut un suflet viu. Uitați-vă ce spune textul. Dumnezeu a plămădit țărâna pământului și a suflat în nările lui suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Dacă vă uitați la primăvara extraordinară de pe ecran, și vă aduceți aminte de textul din roman, zice, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit când te uiți cu băgar de seamă la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Cât îmi vorbește natura asta despre Dumnezeu? Dar, dragii mei, al doilea Adam este cu totul altceva. Al doilea Adam nu este un suflet viu, ci un duh detător de viață. Cu alte cuvinte, dacă ar fi cumva că din moarte să vin la viață, primul Adam îmi dă viața fizică, dar nu îmi poate da viața spirituală. Și de aceea, în Hristos, acest Duh de viață este singura mea nădejde. Singura mea nădejde. Dacă mă gândesc la Ioan, capitolul 20, mormântul este gol, Maria acolo, Petru și Ioan s-au uitat, au plecat, ca bărbații, da? Ea stă și plânge și vine grădinarul, zice ea, și aude o voce, rabuni și dă să-i prindă picioarele, nu mă ține, încă nu m-am suit la tatăl meu, la tatăl vostru. Fugi, spune-le la frații mei, ea pleacă, Domnul Iisus pleacă. Și în seara acelea zile sau în dupămasa acelea zile se pornește pe drum după cei doi care mergeau mărâți pe Emaus, și ea ajunge din urmă și ce, ce, vorbiți între voi? A, tu e singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat de trei zile în Ierusalim? Nu, nu, ce s-a întâmplat? Și încep, noi credeam că da, toate visele noastre s-au năruit. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce spun și a început de la Moise, toți prorocii și l-a trecut în toate scripturile ce era cu privire la el. Cum adică? Tot Tanahu vorbește doar despre Isus? Da, el este personajul central, de-aia îngerul a strigat, cine-i vrednic să ia cartea? Deși știau planurile lui Dumnezeu, fără el, nici măcar să fie lumină nu s-a putut spune, fără el. El este cheia întregii istorii. S-a așezat cu ei la masă și când a frânt pâinea, li s-au deschis ochii și l-a dispărut. Da? A dispărut. Ei lasă totul pe masă, îi lasă ușile deschise, fog înapoi la Ierusalim, bat la ușa, se deschide ușa, încuie ușa la fel și încep să vorbească, versetul 36. Pe când vorbeau, vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. vouă. Imaginați-vă noutatea absolută în univers. Să tot în mijlocul lor, să le space vouă. Cred că văd un duh. Eu zic, nu, pace vouă. Ei nu credea. Copilașilor, aveți ceva de mâncare? Uitați-vă la mine. Pipăiți-mă. Un duc nu are nici carne, nici oase. Îi un meniu stupid. Pește rece și un fagure de miere. Mâncați-le voi. Da? Iisus a luat și a mâncat înaintea lor zâmbind. Uh -huh. Cum e sistemul digestiv la un om în via din morți? Nu mă întrebați, nu știu. O noutate absolută în univers. Scrie Petru, prin îndurarea sa, ne-a născut din nou la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veștezi păstrată, păstrată în cerul pentru noi. Cum i-a născut din nou la o nădejde vie? Prin simpla lui prezență în mijlocul lor. Timp de 40 de zile, dragii mei, această ciudățenie, acest unicat în univers, s-a tot frecat de ei și ei de el, până când învierea lui s-a pe ei și nici moartea nu i-a mai putut opri. Nici moartea nu i-a mai putut opri. Versetul 37. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el a zis, pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh nu are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el a zis, aveți aici ceva de mâncare? Și? Ca, ca, să risipească îndoiala ucenicilor, Domnul Iisus, după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi. arătându să se deseori de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția, la împărăția lui, Dumnezeu. lui Dumnezeu. 40 de zile. Această noutate absolută în Univers. Li s-a arătat deseori. Aveți careva pisici pe acasă? Sau în Vietnam nu se poartă, da? Când ai una pe acasă și ți-e frica de picioare tot timpul, da? nu poți să scapi de ea, da? depinde ce ai. Dacă aș fi fost între ucenici, m-aș fi frecat de Domnul Iisus. Cum aș fi putut în fiecare zi? Până când învierea Lui s-ar fi luat pe mine. 40 de zile. 40 de zile, dragi mei, în care prin simpla Lui prezență a zis, nu, nu, moartea nu-i stația terminul sa existenței dovada faptului că cineva biruit moarte, așa e, are cheile morții și ale locuinței morților. Când apare lui Ioan pe insula Patmos, zice, am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morții și cheile locuinței morților. Domnul Iisus Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 15, marele capitol al învierii. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Dar ce a pârga celor adormiți? Cel întâi născut dintre cei morți. Dragii mei, și tu poți fi la arătarea Lui între ei și eu. da? Pentru că întâi vor învia cei morți în Hristos. Dacă acum ați legi viața de El, la venirea Lui, morții vor învia. Da? Morții vor învia. Noi n-am fost făcuți pentru viermi. Cel mai realizat copil al nostru este Filip. Într-o bună zi, eram în genunchi, în baia în care a copilărit el aceeași faianță, aceeași cuvetă, aceeași culoare și eram fundată canalizarea. Și eram în genunchi și cu șarpele desfundam canalizarea. Era aceeași vană în care l-am scăldat când era mic și îl văd stând pe vană înalt și uitându-se la mine. Și o realizez că e prezent acolo. Și îl întreb, Filip, cum e acolo? Acolo comunicam fără să trebuiască să vorbim. Și el zice, foarte bine. Și el zice, nu vrei să vin apoi? Și el zâmbind întinde mâna Ceea Ce la ce? V-a desfundat canalizări? Dragii mei, am zis, amin, nu mai trebuie să-mi vorbească Domnul. Dar observați pârga celor adormiți și versetul 21 continuă. Dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți se vor învia în Hristos. Dar, Dacă... Fiecare la rândul lui Hristos este cel din tăi rod, apoi la venirea lui cei ce, ce sunt ai lui Hristos. Da, ei au fost născuți din nou prin învierea lui Hristos din morți la o nădejde de vie, la o moștenire nestricăcioasă, pentru că noutatea absolută în univers 40 de zile a fost printre ei și ei n-au mai putut tăgădui faptul că crucea, moartea, suferințele, prigoana, necazurile Viermii nu sunt destinația spre pentru care am fost creați. Este ceva dincolo. Întrebarea este, da, da, ei au stat în prezența celui înviat, dar eu, dar noi, cum venim noi la viață? Același Petru, capitolul 4, dacă citesc doar câteva verse, capitolul 2, versetul 4. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Aici e cheia. Primul Adam și toți cei care au descins din el, și eu și tu, indiferent cine ai fi, suntem un suflet viu, dar nu suntem un duh de viață. Poți urma ce guru vrei în lumea asta, ce învățător îți plac, ce predicator vă alegeți, nici unul dintre ei nu poate face lucrul acesta pentru tine, pentru mine. Apropiați-vă de el, piatra vie, Duhul Dătător de Viață și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți împreună ca să ce? Să fiți, fiți... o, casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin, prin Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos. Prin Domnul Iisus Hristos. Diavolul, dragii mei, nu l-a luat pe Dumnezeu prin surprindere. Dumnezeu a găsit și avea o metodă de a răscumpăra materialul pentru templu și a început să se zidească templul lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu se zidește astăzi. Eu am fost aici acum trei ani și voi v-ați mulțit de atunci, slăviți să fie Domnul, da? Slăviți să fie Domnul, nădăjduie să nu îngroșați doar rândurile celor care încăzesc scaune, ci a celor născuți din nou, alipiți de Domnul Isus Hristos. Dar uitați-vă ce spune Pavel în capitolul 2 din Efeseni căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În, în el, toată clădirea, clădiele, te rog, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt Domnul. Din totdeauna Dumnezeu și-a dorit o casă de pietre vii. Și prin el și voi sunteți zidiți la la alte, să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul, spune textul. Un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Frații mei, vă duc o veste bună. Casa lui Dumnezeu nu doar că se zidește, ci se va termina. Și dați-mi voie să închei pe uh, acest adevăr acest adevăr. Dacă mă gândesc să călătoresc din Genesa, unde Dumnezeu ne-a creat ca să fim o casă și pe urmă să vin prin Noul Testament unde ne-a răscumpărat ca pietre și ne-a făcut pietre vii și să vedem bucuria lui Dumnezeu de a veni să locuiască între noi la sfârșitul cărții Apocalipsa. Ascultați câteva versete. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu vor mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, și-a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Adevărat. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri și eu voi fi Dumnezeul lui. Și el va fi fiul meu. Fiul meu. El va fi fiul meu. Dragii mei, aveți istoria casei lui Dumnezeu înainte. Observați, este orizontală. Tot ce este sub orizontală este veșnicia trecută și veșnicia viitoare, Apocalipsa. Interesant, sub linie, care este linia păcatului, nu există templu. Pentru că templul este o interfață care permite relația dintre un Dumnezeu sfânt și un om păcătos. În momentul în care păcatul a intrat în lume, Dumnezeu a avut nevoie de cortul întâlnirii ca interfață. Oricine s-ar fi apropiat de el, ar fi murit. Când Nadab și Abihu au intrat în prezența ca preoți, în prezența lui Dumnezeu, arzi de vii. Când Core Datam și Abiram, am zis, numai Aron se poate apropia de Domnul. 250 au arzi de vii cu cădelnițele în mână. Preoți care ieșiseră din Egipt cu toate patamalele și diplomele lor. Când au văzut că sunt marginalizați, au început să răzvrătească. Și Dumnezeu n-a cruțat pe nimeni. Pentru că el este un foc mistuitor. Ați citit textul din capitolul 12 din Evrei. Dar a fost cortul templului Solomon, templului Zorobabel, dragii mei, templului Irod. Și a venit Domnul Iisus Hristos și a zis, sticați templul acesta și în trei zile îl voi zidi iarăși. Vorbea despre templul trupului său. În el locuia trupește toată plinătatea dumnezeirii. El era adevăratul templu. Și apoi, pentru că el este un suflet de de viață, a început să cheme și să răscumpere. Și pietrele vie a început să adune și templul Dumnezeu se zidește Știți cum se termină cartea Apocalipsa? Acolo nu este templu. Dar oare de ce? Pentru că Hristos și Dumnezeu sunt templu. Acolo părtășia noastră este nemijlocită, nemijlocită cu El. Suntem strâlpi în acest templu viu și numele Lui Dumnezeu și a cetății Dumnezeului nostru și noul nume al Lui Hristos este înscris pe noi. Frații mei, Veți merge acasă, vă veți așeza la masă, vor sta copii în jurul vostru. Uitați-vă atenți la ei. Ei sunt casa lui Dumnezeu. Dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, de ce ar pasa lui de casa mea? Casa Domnului sunt oamenii din jurul nostru. Creați după chipul lui Dumnezeu ca într-o bună zi, prin modelul vieții mele, să-i văd venind la viață și zidiți în templul sfânt al lui Dumnezeu. Amin.